Memorialul Lipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, acordă anual premiul pentru traducerea, promovarea operei eminesciene. Pentru anul 2020, juriul format din profesor universitar dr. Mircea Diaconu, profesor universitar dr. Vasile Spiridon și profesor universitar dr. Andrei Terian, analizând contribuțiile la traducerea și promovarea operei eminesciene, a decis acordarea acestui premiu scriitorului Adam Puzloici. Adam Puzloici, scriitor sârb cu origini românești, membru de onoare al Academiei Române, a tradus din creația eminesciană în limba sârbă și a promovat cu consecvență creația eminesciană în spațiul cultural sârb. A publicat volumul Muritori, cei cu voi sau Buna vestire la Ipotești, inspirată de creația eminesciană. Adam Puzloici a jucat un rol decisiv în impunerea în spațiul culturii sârbe a lui Nichita Stănescu. Date fiind restricțiile de circulație din iunie 2020, evenimentele dedicate ediției 2020 au avut loc doar online. Pe 2 august 2021 la București va avea loc acordarea din partea Memorialului Ipotești a premiului pentru traducere pentru anul 2020 în cadrul activităților de omagiere a poeților Mihai Eminescu și Nichita Stănescu, organizate de Muzeul Național al Literaturii Române București. Din partea Memorialului Ipotești, la eveniment vor participa Ala Sainenko și Mihaela Anițului.